Salut, sunt Petru de la Well Coach și revenim cu al patrulea video al seriei de orientare în carieră. În acest video o să-ți explic cum te ajută prietenii și comunitatea să ai o carieră de succes în IT. Poate te întreb cum te ajută prietenii în a avea o carieră de succes. Și există mai multe motive pentru care ei te ajută. În primul rând, la companiile de succes există mult mai mulți aplicanți decât locuri libere. De exemplu, la Google aplică într-un an sute de mii de oameni și doar câțiva dintre aceștia sunt aleși. Și evident că ei de la Google n-au cum să țină 100 de mii de interviuri. Și atunci trebuie să diferențieze cumva aplicanții. O primă fază este diferențierea în funcție de CV, dar sunt foarte mulți oameni buni care aplică și totuși n-au cum să intervieveze pe toți. Și atunci ce se întâmplă e că angajații companiei pot să facă recomandări, pot să recomande oameni pe care ei cunosc. Și principiul companiei este următorul. Dacă deja am angajat pe cineva, pe Andrei să zicem, care a fost suficient de bun încât să treacă interviurile, probabil că prietenii lui Andrei sunt și el suficient de bun, pentru că Andrei n-ar sta cu oameni care sunt foarte slabi. Și atunci, dacă tu ești prieten cu Andrei și îl rogi să te recomande, vei avea mult mai mult succes să ajungi la Google sau să ajungi la o firmă mare decât are cineva care poate are chiar CV-ul mai bun decât tine, dar aplică online. Al doilea motiv pentru care prietenii te ajută în cariera ta e motivația. Pentru că dacă tu ești înconjurat de mai mulți oameni care se pregătesc pentru interviuri, automat o să discuți cu ei, o să-i întrebi cum merge pregătirea și de multe ori o să te gândești că vrei să-i întregi, chiar dacă nu o să recunoști asta față de ei, inevitabil o să apară competiția. Și dacă ai încă doi prieteni și fiecare lucrează câte trei probleme pe zi, tu o să vrei să lucrezi patru ca să-i întregi, pentru că te-ai simțit foarte prost ca ei să fie acceptați la firma unde vrei tu să ajungi și tu să nu fii acceptat. Prietenii te ajută foarte mult atunci când ai interviuri, pentru că dacă aplicați toți în același timp, inevitabil unul dintre voi va avea interviurile mai repede și discutând cu ei, poți să afli ce probleme au primit ei la interviu, să afli cam ce gen de probleme se dau. Deși, în mod normal, întrebările de interviu sunt confidențiale și nu te încurajez neapărat să faci asta, foarte multă lume face chestia asta și fac schimburi de probleme. Al doilea sfat pe care l-am pentru tine e să te înconjori de oameni care sunt mai buni decât tine sau care au rezultatele pe care tu vrei să le ai. Și ca să faci lucrul ăsta e mult mai simplu acum, pentru că există Facebook și poți să scrii absolut oricărui om și poți să te duci la evenimente de programare și să vorbești cu oameni pe care nu-i cunoști. Într-adevăr, probabil că o să te simți nesigur, inconfortabil să vorbești cu cineva pe care nu-l cunoști de dinainte. Și o să te gândești că o să te judece sau să-și facă o părere proastă despre tine, dar în realitate lucrurile astea se întâmplă foarte rar. Gândește-te că cineva îți scrie și te întreabă ceva. Tu o să vrei să-i răspunzi, în primul rând pentru că o să te simți bine, pentru că cineva ți-a cerut părerea și o să vrei să-i împărtășești din înțelepciunea ta și pe de altă parte o să mai vrei și să-i arăți cât de multe știi. Și în plus o să vrei să ajuți pe acel om, pentru că o să te gândești că și tu ai trecut prin asta și știi cât de greu e să ajungi la un anumit nivel sau să ajungi să știi un lucru care nu e la mintea cocoșului, pe care nu știe toată lumea. Și atunci poți să trimiți mesaje și întrebări și să te întâlnești cu oameni și dacă omul nu vrea să-ți răspundă, asta e, nu o să-ți răspundă, dar e mai bine să încerci, pentru că dacă nu încerci, oricum omul nu ți-a răspuns. Dacă încerci și nu ți-a răspuns, măcar știi că ai încercat. Și comunitatea e foarte, foarte, foarte importantă și de asta avem și rubrica de comentarii pe Wellcode, de-aia avem și grup de Facebook și te sfătuiesc să intri acolo. Deja sunt peste 15.000 de oameni înregistrați pe site, peste 150 de oameni activi zilnic, deci tot timpul va fi cineva să-ți răspundă la întrebări. Pe lângă asta avem și grupul de Facebook care are peste 1000 de membri și unde primim notificări și încercăm să răspundem cât mai repede la întrebări și să vă ajutăm cât mai mult. Așa că acum că ai atât de multe ocazii să înveți informatică și să ceri părerea unor oameni care au trecut prin greutățile prin care ai trecut tu, e foarte mare păcat să nu faci lucrul ăsta. Deci cum am zis, dacă
ai orice fel de întrebări, lasă-ne un comentariu aici pe YouTube, pe wellcode.ro, pe grupul de Facebook, pe pagina de Facebook. Sunt o grămadă de locuri unde ne poți întreba și te încurajez să faci asta. Și cred că până acum am răspuns la toate comentariile sau la majoritatea comentariilor și încercăm să te ajutăm cât mai mult. Dacă crezi că videoul ăsta ar ajuta și pe prietenii tăi, nu uita să-l distribui. Apasă subscribe ca să fii la curent cu toate videourile din serie pe care urmează să le lansăm și îți doresc mult succes la învățat programare.